Amin, glorie Tatălui, glorie Fiului, glorie Duhului Sfânt. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ne bucurăm să sărbătorim astăzi trecerea a 20 de ani de când Biserica din Mansuie s-a înființat și mulțumim Domnului care până aici ne-a ajutat. Sărbătoarea e ceva poruncit de Dumnezeu, ceva instituit de Dumnezeu și are o menire specială pentru noi și este necesară. Chiar cred că este necesară pentru că anii trec, timpul se duce, dar sunt lucruri pe care nu ar trebui niciodată să le uităm și de aceea sărbătorile întotdeauna au fost un prilej prin care noile generații sau cei care au venit mai târziu să descopere niște adevăruri care altfel poate nu le-ar cunoaște sau nu le-ar afla niciodată. De aceea, în această dimineață, vreau să vă aduc în atenție acest ceas de sărbătoare la care suntem prezenți. Și mulțumim Domnului că astăzi am ajuns la ceea ce numesc eu ceas de sărbătoare. Sunt trei lucruri fundamentale pe care le putem face astăzi la ceas de sărbătoare. În primul rând, acest ceas de sărbătoare trebuie să privim în trecut și să numărăm binecuvântările, bucuriile și biruințele. Întotdeauna sărbătorile au avut acest caracter al comemorării, să te uiți în urmă, să nu uiți de unde te-a scos Dumnezeu, să nu uiți cât te-a binecuvântat Dumnezeu, să nu uiți cât te-a ajutat Dumnezeu, să recunoști până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Slăvit să fie numele Lui! Poporul evreu are o istorie foarte ciudată și citeam într-o carte unde ei spuneau ceva de genul acesta. Ori de câte ori a apărut un necaz, ori de câte ori a apărut o tragedie pentru noi, ori de câte ori a apărut un război sau un dușman pornit asupra noastră, Dumnezeu nu a făcut altceva decât să ne mai dea încă o sărbătoare. Trăim vremuri în care toată atenția lumii este îndreptată acum spre Israel, spre ceea ce se întâmplă acolo și unul din cele mai căutate cuvinte la ora actuală este Hamas. Cine-i Hamas? Și o să vă spun cine-i Hamas. Hamas va fi încă o sărbătoare pentru Israel. Așa cum este Yom Kippur și așa cum sunt alte și alte sărbători. Și orice eveniment împotriva poporului lui Dumnezeu nu face altceva decât să pregătească o nouă sărbătoare, o nouă biruință, o nouă victorie și o nouă sărbătoare. De aceea și în viața noastră a familiei, în viața noastră personală, dar și în viața bisericii se întâmplă exact același lucru. Diavolul este pornit cu furie, diavolul se luptă împotriva bisericii, diavolul se luptă împotriva sufletului tău, dar dacă îl chem pe Dumnezeu, Dumnezeu nu va face altceva decât necazul tău, luptele tale, frământările tale să devină încă o sărbătoare. Și de aceea, cheamă-l pe cel care poate să facă din viața ta o sărbătoare. Cheamă-l pe cel care poate să facă din necazul tău o sărbătoare. Cheamă-l pe cel care poate să-ți dea biruință, pentru că biruința înseamnă sărbătoare. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Dumnezeului nostru. Astăzi noi asta facem, fluturăm un steag. Ne uităm în trecut, 20 de ani care au trecut și ne numărăm binecuvântările, ne numărăm bucuriile, și ne numărăm biruințele și spunem toată slava să fie a Domnului. Sunt multe. Fiecare dintre noi le poate număra. Eu în această zi o să trec în revistă așa ceva din istoricul bisericii noastre și ne rugăm ca Dumnezeu să rămână și în continuare cu noi. În al doilea rând, la ceas de sărbătoare, trebuie să privim în prezent și să ne numărăm frații, prietenii, colegii. Când voi citi istoricul, veți vedea că sunt nume care nu mai sunt printre noi, sunt oameni care au plecat deja la Domnul. Din diverse motive, alții au plecat și sunt
cei rămași printre noi. Și e bine ca la ceas de sărbătoare să învățăm să ne numărăm pe cei care sunt împreună cu noi, cei care sunt alături de noi și să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt cu noi încă. Asta este atât de important pentru noi, să-i prețuim pe cei care sunt împreună cu noi, să prețuim pe cei care sunt împreună cu noi astăzi și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toți cei care sunt astăzi cu noi. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! La această sărbătoare, apoi, trebuie să privim și în viitor. Ca să ne numărăm, sau cel puțin să încercăm să ne numărăm răsplătirile. Vreau să, încă o dată, să vă amintesc un lucru extrem de important. Pentru că de multe ori dezamăgirea lovește fiecare inimă. Faci un lucru și s-ar putea să pară banal, s-ar putea să pară lipsit de importanță, de semnificație, pare că nu observă nimeni ceea ce faci, pare că nimeni nu cunoaște intențiile tale reale și bune, pare că cineva uită de ceea ce ai făcut tu și parcă treci neobservat prin viața asta și parcă nimeni nu te bagă în seamă și rămâi un anonim. Însă la ceas de sărbătoare aș vrea să te invit să privești în viitor și să îți numeri răsplătirile. Aș vrea astăzi să te conștientizez că va veni o zi, cea mai mare sărbătoare din acest univers, când va fi un tron, un scaun de domnie și pe el va sta cineva care nu uită absolut nimic, cineva care va răsplăti orice efort, orice sacrificiu, orice pahar cu apă, orice ai făcut pentru el, îți va răsplăti și acel cineva este Domnul. Mă voi folosi de un pasaj sau de, să spunem, de o experiență biblică. Avram, în Geneza, capitolul 15, primește un cuvânt de la Dumnezeu, stă de vorbă Dumnezeu cu Avram și spune: Avrame, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram este derutat, așa cum probabil sunteți derutați și unii dintre voi. Cum, Doamne, răsplata mea? Despre ce răsplată vorbești tu? Că uite, eu mor, am îmbătrânit, am 75 de ani, eu am adunat atâtea, dar gata, deja nu mă mai bucur de cât am, de averea mea, de banii mei, de aurul meu, de turmele mele, de munca mea, de truda mea. Și uite, un străin din Damasc va moșteni toate bogățiile mele. Eu mor și nu am copii, Doamne. Și Tu spui că eu am o răsplată foarte mare. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Avram exact ceea ce vă spun eu acum, la ceas de sărbătoare, privește în viitor și încearcă să-ți numeri răsplătirile. Și îl ia Dumnezeu de mână pe Avram și spune: Avram, hai să ieșim puțin afară, că poate gândești mai bine sub cerul liber, sub cerul senin. Uite, e noapte, ridică-ți ochii spre cer, ia un punct fix, care vrei tu. Și începe să numeri. Începe să numeri stelele. Ia-o așa de la un capăt, de unde vrei tu, începe din nord, bun. Și începe să numeri. 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milion, 1 miliard. Și la un moment dat Avram încearcă să numere și parcă am numărat, parcă nu, începe să se încurce. Și spune: Doamne, Nu pot, mă pierd. Sunt multe, sunt prea multe stelele ca eu să le număr. Avram, uite, mai facem și altceva, uite aici nisipul pe marginea mării, boabe mărunte de nisip, încearcă să le adun și hai să luăm așa bob cu bob și să încercăm să le numărăm. Și încearcă Avram să numere, dar sunt prea multe. Încearcă să-ți numeri răsplătirile, să-ți dai seama că există ceva. În Biblie găsim cuvântul fără număr, adică atât de multe încât nu poți să atribui un număr, nu poți să spui sunt atâtea.
Nu știu dacă realizați, nu știu dacă vă puteți imagina, și cred că ne putem găsi exact ca și Avram, dacă vrem să ne numărăm, răsplătirile sunt atât de multe. Oriunde mă duc în lumea asta, întâlnesc frați, surori, întâlnesc oameni care vin și spun, am fost și eu cândva în Italia, am fost și eu cândva poate la Mansuie sau la Roma sau în altă parte. Unii spun, m-am bucurat de cântările tale, alții de mesajele, alții de încurajări, alții de predică, alții de un ajutor sau de altul. Și îmi dau seama că trece viața, că ai posibilitatea să faci multe lucruri și vine o zi a răsplătirilor și multe lucruri le uiți pe oameni, vin oameni și spun, mă cunoști. Și în viața ta se poate întâmpla același lucru. Poți și ai posibilitatea să faci atâtea lucruri frumoase și bune, dar este o zi a răsplătirilor. Multe lucruri le uiți. Multe lucruri poate nu le bagi în seamă, dar într-o zi va veni cineva care va răsplăti tot ceea ce ai făcut pentru Domnul. Binecuvântat să fie numele. Și acesta e rostul sărbătorii, să te gândești puțin, să te uiți și în viitor, va veni o sărbătoare și la sărbătoare trebuie cumva evocat trecutul, măcar cât de cât, întreagă-t câte ceva, nu trebuie slăviți oamenii pentru asta, dar spune Scriptura și să-i prețuiți pe cei care au făcut ceva și să prețuim pe cei care se ostenesc, să-i privim bine, să-i vorbim de bine. De aceea mă rog astăzi la acest ceas de sărbătoare să privim în trecut și să ne numărăm binecuvântările, biruințele și bucuriile pe care Domnul ni le-a dăruit până aici. La această sărbătoare să ne uităm în prezent, acum și aici, cât suntem frații, slujitorii, colegii noștri. La această sărbătoare să ne uităm și în viitor, așteptăm o împărăție, este gata să vină. Vine Domnul și El nu vine cu mâna goală, El vine cu răsplata. El vine cu răsplătirile, răsplătirile sunt în mâna Lui. O, dacă ar fi răsplătirile în mâna unuia sau altuia, poate unii ar vrea să ți le dea, poate unii ar vrea să ți le oprească, dar este cineva care îți va da răsplătirea, slăvit să fie numele Lui. Biserica Philadelphia Mansuie s-a născut acum 20 de ani în Via Peroderzo 57, într-o localitate mică, 4.900 de locuitori circa, lângă orașe mici, Pordenone, Oderzo, și fără mari perspective. Când mă întreabă cineva unde-i Mansuie ăsta și ce, pot să spun doar Veneția, că altceva pe hartă e greu de identificat, e prea mic Mansuie ca să îl găsească cineva pe hartă și atunci spui Veneția undeva la 50 de kilometri. În 2009, biserica din Mansuie se reunește cu biserica din Pordenone și se mută în Via Bosche 37. În alte parte sau în alte părți biserice de stramă, dar aici se adună împreună. Și în fiecare an biserica a crescut, deși din diverse motive mulți membri au plecat de aici, a fost mereu un tranzit. Mereu a rămas vie pasiunea slujirii și a implicării în diverse proiecte sociale, misionare, evanghelistice, culturale, muzicale și așa mai departe. În 2019 a fost cumpărată proprietatea clădirii și a terenului, iar în viitorul apropiat vom continua lucrările de renovare și ale sălii principale. Ceea ce caracterizează această biserică este varietatea slujirii și a proiectelor ei și dinamismul. Philadelphia Mansuie este cunoscută ca fiind o biserică foarte activă în mediul online, prin transmisiunile în direct ale slujbelor și prin numărul extrem de mare al clipurilor video cu muzică și mesaje transmise aici, philadelphiamansuie.it. Philadelphia Mansuie este un centru național de instruire pentru învățătorii din școala duminicală și pentru liderii de tineret. Philadelphia Mansuie este sediul cultului creștin pentecostal din Italia, comunitatea teritorială a cultului pentecostal din România. Philadelphia Mansuie este o filială Betel, Asociația Umanitară și de Ajutorare, un centru al băncii alimentare din această zonă. Philadelphia Mansuie este sediul serviciului de capelani misionari din regiunile Friuli și Veneto. Philadelphia Mansuie este organizatoarea Conferinței Europene de Tineret și Familii și dintre care următoare este cea din 8, 9 și 10 decembrie la Lignano. Philadelphia Mansuie este sediul seminarului teologic al comunității pentecostale Italia.
Philadelphia Mansour este biserica mamă pentru bisericile Vișoara și Coțușca din România, Costiceni din Ucraina, Gogiola în Etiopia, unde a plantat aceste biserici prin campaniile de evangelizare și misiune. Biserica Philadelphia Mansour este partener și sponsor al APME, Agenția Pentecostală de Misiune Externă, în cadrul cărora au activat și activează membri ai bisericii noastre în diverse țări din lumea musulmană. Philadelphia Mansour este în devenire o școală de muzică pentru copii și tineri. Philadelphia Mansour este pentru membrii ei, familia cea mare, locul binecuvântărilor spirituale și al părtășiei frățești. Philadelphia Mansour este pentru mine personal casa spirituală, acel acasă pentru inimă, pentru suflet și pentru duh. De aceea, la ceas de sărbătoare, eu zic Dumnezeu să binecuvânteze Philadelphia Mansour. Eu în lucrarea de licență am scris licența pe istoricul bisericilor penticostale din Italia și de aceea în curând va apărea și cartea cu acest istoric al bisericilor și bineînțeles că în acest istoric apare și istoricul bisericii din Mansuie. De aceea o să citesc, am un extras din această carte, îl citesc pentru că suntem tocmai la un ceas de aniversare și să trecem în revistă, așa cât de cât, istoricul acestei biserici, acestor două biserici care s-au unit. Înființarea bisericii de Mansuie, Via Peroderzo, numărul 57, a venit ca o alternativă la grupările deja existente în zonă și a avut drept scop crearea unui cadru bisericesc în care darurile Duhului Sfânt să poată fi exercitate fără îngrădiri și să fie așezate pe adevăratele principii biblice. Inaugurarea bisericii a avut loc în data de 16 noiembrie 2003 și a fost oficiată de fratele pastor Liviu Axinte din Piatra Neamț. În acel moment, biserica număra 28 de membri majori. A fost ales un comitet provizoriu format din frații Radu Popinciuc, Gabriel Lupescu, Gabriel Cercelaru, Costel Popinciuc și Alexandru Alexi. În data de 25 aprilie 2004 au fost organizate alegeri pentru un nou comitet și au fost aleși frații Petru Nicula, Gabriel Cercelaru, Costel Popinciuc, Radu Popinciuc și Alexandru Alexi. Biserica s-a bucurat și de sprijinul unor frați cu experiență în slujire, cum ar fi prezbiterul Zaharie Hancheș din județul Alba și diaconul Dumitru Contor din Maramureș, frați care ulterior au devenit membri în comitetul bisericii. Numărul membrilor bisericii a fost într-o continuă creștere. În luna noiembrie 2004 erau 91 de membri, în luna iunie 2005 erau 113 membri, iar în anul 2006 erau 133. Bisericii s-au alăturat și alți frați care locuiau în zonă, dar și familii care au emigrat din zona orașului Roma, printre care și fratele diacon Petru Balmus. Primul botez nou testamental a avut loc în luna iulie 2004, fiind un moment de mare bucurie pentru toți frații. Și-au mărturisit credința în Domnul Iisus 13 persoane. În data de 21 iunie 2005 a fost înaintată spre aprobare cererea de aderare la Biserica Apostolică Pentecostală Română, cultul pentecostal de România. Odată cu venirea fratelui Marius Livan, în anul 2005, biserica s-a bucurat de o mai mare stabilitate la nivelul conducerii. Fratele a fost confirmat pastor al bisericii în data de 12 martie 2006. Datorită plecării din Italia unor frați din comitet, s-au organizat noi alegeri, iar noul comitet a fost format din frații. Marius Livanu, Petru Balmus, Traian Gagea, Costel Popinciuc, Adriana Mariei, Florin Maloș și Alexandru Alexi. Fratele Marius Livanu a acordat o atenție deosebită și domeniului muzical, astfel că s-a format un cor mixt, avându-l dirijor pe Cristian Pascaru și o orchestră. Un aport deosebit în formarea orchestrei, special în rândul copiilor, l-a avut fratele Cornel Cazan, care s-a ocupat de instruirea muzicală a celor implicați în acest proiect. S-a privit și spre nevoia copiilor și astfel s-a organizat programul de școală duminicală și de această lucrare ocupându-se surorile Mirela Florea și Mirela Maloș. Creșterea numărului de membri a dus în discuție și ordinarea unor noi slujitori. În data de 12 martie 2006, fratele Traian Gage a fost ordinat diacon, iar în data de 4 martie 2007, fratele diacon Petru Balmoș a fost promovat presbiter.
Localul bisericii a devenit neîncăpător și nu mai corespundea cerințelor desfășurării activităților religioase. În 2009, majoritatea membrilor bisericii din Pordenone s-au alăturat bisericii din Mansuie. Înființarea bisericii din Pordenone a venit ca o necesitate pentru nucleul de credincioși ce se formase în ultimul timp în acest oraș și în zonele limitrofe. Așa că la sfârșitul anului 2003, un număr de aproximativ 20 de frați au înființat biserica din Pordenone, iar din lipsa unui local propriu, slujbele se țineau în sala de conferințe a hotelului Santin din Pordenone, ca mai apoi, din ianuarie 2004, să fie folosită sala de conferințe a hotelului Prata Verde, din localitatea Prata din Pordenone. Sub îndrumarea fratelui pastor Nelu Hășmășan, în luna februarie 2004, biserica și-a ales primul comitet format din frații, Nicu Curic, conducător, Cornel Burlaco și Iacob Gagea, și s-a stabilit ca numele bisericii să fie Sion Pordenone. Datorită emigrării românilor credincioși din sudul Italiei spre nordul Italiei și a bunei armonii ce se crease în biserică, numărul membrilor a început să crească rapid, așa încât a fost nevoie de închirierea unui local mai mare. La data de 13 februarie 2005 a avut loc inaugurarea locașului de închinare din via Pordenone, San Quirino. La consacrarea acestui locaș au slujit frații pastor Gigi Munteanu, Nelu Hășmășan și Dănuț Iacob. În același an s-a ales noul comitet al bisericii format din frații Liviu Cristian, conducător, Iulian Polocoșer, Sorin Simion, Corler Burlacu și Nicu Curic. De asemenea, pastor de sector al bisericii a fost ales fratele Marius Livanu, care a rămas și a contribuit din această slujbă până la unirea celor două biserici. Odată cu aderarea bisericii la cultul pentecostal din România, în luna ianuarie 2006, concomitent cu alegerile din România și în biserica din Pordenone s-au făcut noi alegeri de comitet. Noul comitet a fost format din următorii frați: Cornel Burlacu, conducător, Iulian Polucoșer, Cătălin Vintea, Nicu Curic și Adrian Iacob, fratele din urmă fiind apoi înlocuit de Ionel Asandoaie. Deși nu era o biserică foarte numeroasă, s-a încercat motivarea și implicarea tuturor în slujire înaintea Domnului. Astfel s-a înființat un cor mixt, o orchestră și grupuri muzicale. Fratele Liviu Cristian a avut un rol deosebit în lucrarea muzicală din biserică, înființând corul mixt și orchestra bisericii. După plecarea fratelui Liviu, de acestea s-au ocupat frații Iulian Polucoșer, Andrei Fedur și Marius Cazacu. De asemenea, s-a dat o mare importanță lucrării cu copiii, responsabilă fiind sora Livia Petrean. În acest timp, mai multe persoane s-au convertit și au încheiat un botez în apă, iar numărul membrilor a crescut constant, ajungând în luna decembrie 2006 să numere 94 de membri în biserică. Aceasta a adus în discuție și nevoia ordinarii unor noi slujitori. Astfel, în data de 1 aprilie 2007, fratele Cornel Burlacu a fost ordinat în slujba de diacon al bisericii. După o perioadă de destabilizare din cauza unor probleme interne, în biserică s-a luat în discuție unirea cu biserica din Mansuie. Noua biserică, mai mare, se dorea a fi o încurajare pentru mulți credincioși și o mai mare dezvoltare și creștere din punct de vedere spiritual. Astfel, în luna februarie 2009, în urma adunării generale a Bisericii Sion, majoritatea membrilor din biserică au hotărât unirea cu biserica din Mansuie. S-a început amenajarea noului local din via Bosche, numărul 37 Mansuie, și după multe lucrări de restructurare s-a reușit organizarea primei slujbe în data de 11 iulie 2009, ocazie cu care 20 de persoane au fost botezate în apă. Lucrările de amenajare ale localului au continuat și în data de 4 octombrie 2009 a avut loc inaugurarea Bisericii Philadelphia Mansuie. La sfârșitul anului 2009, numărul membrilor era de 345. S-a ales atunci un nou comitet din care au făcut parte frații Marius Livanu, Petru Balmuș, Traian Gagea, Cornel Burlacu, Ionela Sandoaie, Iulian Polucoșer, Adriana Mariei, Dore Crâncescu și Cristian Pascaru. Din anul 2010 s-a înființat și o fanfară cu ajutorul fratelui Octavian Luncan. Nevoile bisericii au fost tot mai mari și astfel s-au ordinat noi slujitori. Au fost aleși prin votul bisericii în anul 2011 pentru slujirea de diacon frații Iulian Polucoșer și Ionela Sandoaie, iar pentru cea de prezbiter frații Cornel Burlacu și Traian Gagea. Din anul 2012 s-a înființat și un cor de copii la inițiativa surorii Luminița Livanu, cor care a dus de multe ori vestea bună a mântuirii în azilele de bătrâni din împrejurim și a slujit la diverse evenimente organizate în aer liber.
Tot în acest an, biserica a fost implicată în lucrare de misiune din județul Botoșani, în satele Vișoara și Coțușca. De atunci, în fiecare an, în lunile august și decembrie, în mod special, s-au organizat ample campanii de evangelizare și ajutorare. O importantă lucrare de misiune s-a desfășurat și în rândul comunității de rom de la Cosenza, în Calabria. Și de atunci, istoria a continuat și dorim să continue. Lucrările continuă sau lucrările urmează. Și în această zi, în acest ceas de sărbătoare, ar fi bine fiecare dintre noi privind în urmă, și îmi place de ideea lui Iosua. Iosua face acest ceas de sărbătoare, le trece în revistă istoria, cum au ieșit anii care au trecut, 40 de ani de robie, pune acolo cele 12 pietre, ridică ceea ce se numește Ebenezer, piatră de ajutor, dar tot acolo, la acel ceas de sărbătoare, se întâmplă ceva extrem, extrem de important. Și anume, îi cheamă pe toți la o nouă rededicare. Ceasul de sărbătoare devine un moment de rededicare. De aceea el spune, eu nu vă oblig pe nimeni, eu vă prezint ce a făcut Dumnezeu, eu vă explic care este originea voastră, de unde veniți, de unde ați ieșit, cine sunt părinții voștri, strămoșii voștri, cine e Avram, cine e Isaac, cine e Iacov, cine e Iosif, cine e Moise, cine au fost oamenii lui Dumnezeu, de unde avem cartea asta, de unde avem legea asta, și așa mai departe. Și acolo, în fața acelei pietre, Iosua cheamă poporul la un angajament solemn. El spune, nu vă oblig. Voi puteți să alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Voi alegeți astăzi ce vreți să faceți mai departe cu viața voastră. Însă, eu aici, în fața acestei pietre, eu în fața Iordanului astăzi, vreau să vă spun, intrând în binecuvântările care vor urma de aici încolo, intrând în viitorul care ne stă în față, spunea Iosua, cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Iar voi acum, astăzi, la acest ceas de sărbătoare, alegeți cui vreți să slujiți. Și devine acel moment un moment de rededicare, un moment de angajament înaintea lui Dumnezeu, un moment în care fiecare conștientizează faptul că este responsabil de propria viață. Nimeni nu va alege în locul tău. Iosua nu va alege în locul tău. Păstorul nu va alege în locul tău. Comitetul nu va alege în locul tău. Dirijorul nu va alege în locul tău. Responsabilul de departament nu va alege în locul tău. Nimeni nu va alege în locul tău. Doar tu vei alege pentru tine ce vrei să faci cu viața ta. Ce vrei să faci cu talanții pe care i-ai primit de la Domnul? Ce vei face cu resursele tale? Ce vei face cu darurile primite de la Dumnezeu? Tu alegi ce vei face astăzi. Și bine ar fi ca în acest ceas de sărbătoare fiecare să facă ce a făcut atunci poporul lui Dumnezeu. Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul. Departe de noi gândul să abandonăm lucrarea, slujirea. Departe de noi gândul să facem altceva și noi împreună cu tine facem același lucru. Ne angajăm, ne hotărâm, decidem astăzi să slujim Domnului. Decidem astăzi cu mai multă pasiune, cu mai multă dăruire, să ne reangajăm înaintea Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că ceea ce dorește Dumnezeu, dorește oameni care să slujească, așa cum am auzit, cu inima. Și asta îmi place, cu asta vreau să închei. În biserica Philadelphia Mansuie, slujesc, e adevărat, nu toți, poate nu mulți, dar cei care slujesc sunt oameni care slujesc cu pasiune, cu inima. Și mă bucur de cei care slujesc cu inima și doresc în continuare fiecare dintre voi să devină un slujitor al lui Dumnezeu cu inima. Și atunci când e cu inima, nu mai trebuie multe explicații, nu trebuie multe telefoane, nu trebuie multe solicitări, nu trebuie multe intervenții, îndemnuri, motivații. Atunci când e cu inima, inima așteaptă numai momentul, așteaptă numai ocazia. Nu, cam asta este. Aștept doar ocazia să te rogi, să te implici, să dăruiești, să faci ceva pentru Dumnezeu. De aceea, în această zi, eu un lucru cer de la Domnul. Îl cer mereu și îl chem pe Domnul să aprindă în noi focul acesta al pasiunii pentru slujire. Să slujiți Domnului cu inima. Asta îi place Domnului. Rugăciune din inimă, cântare din inimă, dărnicie din inimă.
implicare din inimă, predicare din inimă, tot ceea ce facem să fie făcut cu toată inima, cu toată dragostea, cu toată pasiunea pentru Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. De aceea, la acest ceas de sărbătoare, mulțumesc lui Dumnezeu pentru Biserica Philadelphia Mansfield, pentru cei care au lucrat până aici, pentru cei care sunt aici, celor care au fost înainte de noi, cei care vor veni după noi, pentru că istoria continuă. Cu sau fără noi, ea continuă oricum, dar bine ar fi ca în istoria aceasta să fii implicat și tu, iar asta ține de tine. Ține de tine dacă pentru următorii 20 de ani vrei să faci parte din istoria Bisericii Philadelphia Mansfield. Asta ține de tine, dacă vrei să faci parte, dacă vrei să fii implicat, dacă vrei să fii activ, dacă vrei să fii responsabil, dacă vrei să fii dedicat, dăruit în întregime, cu inima și Dumnezeu să ne binecuvinteze.